Mai multe familii din Medjidie au primit de la Fundația Holt haine, alimente și rechizite. Programul asociației vizează prevenirea abandonului școlar. Pentru a beneficia de acest sprijin, mămicile trebuie să facă dovada că și-au înscris copiii la școală. Proiectul pe care noi îl derulăm acum este finanțat de primărie. Avem ca și beneficiar grup țintă 150 de copii din comunitatea Medjidia care vor primi alimente, primesc de la 1 ianuarie, alimente, rechizite, îmbrăcăminte pe care luna aceasta am primit-o de la Alpha Media, iar până acum îmbrăcămintea o primim de la Sara, de la Safe Dog, care nu ne uită niciodată și întotdeauna ne trimite un pachetel cu hăinuță pe care noi le strângem și când începe școala, copiii primesc aceste această îmbrăcăminte. Familiile care primesc periodic sprijin din partea asociației sunt încântate de program. Rechizite, da. Mâncare, da. Alimente de valoare, da. Rechizite pentru începerea anului școlar. Câți copii ai la școală? 2 copii la școală și 2 acasă. Da. La grădiniță nu avem niciunul? Niciunul, pentru că nu ne primește sus. De ce? Pentru că suntem la casa. Că suntem la casa, vă suntem la casa. Nu am... Și la altă grădiniță n-ați încercat? Dar trebuie neapărat. Câți ani are copilul care... 4 ani și... Păi, dar el trebuie să meargă neapărat la grădiniță. Dacă nu îl primește, spune că suntem la casa lui. Deci, cum intrăm în clasa întâi? Acesta nu este singurul program demarat de asociație. De-a lungul anilor, Fundația Holt a demarat proiecte și programe de educație, ajutorare, sprijin moral și material pentru familiile defavorizate. Se are în vedere prevenirea abandonului școlar, integrarea copiilor fără posibilități în societate, consilierea psihologică și susținerea acestora din punct de vedere moral și material.